Doamnelor și domnilor deputați, în cel mă așteptam ca astăzi să discutăm despre lucruri serioase, despre mandatul meu în fruntea Ministerului Afacerilor Interne, despre provocările de securitate la adresa României, despre Schengen, despre cum îmbunătățim dotările și cum stopăm deficitul de personal din minister, spre exemplu. Ascultându-l pe domnul Drulă, am realizat cu toții că fie nu știe ce a semnat, fie nu a scris-o voi. Pentru că altfel nu-mi explic cum într-o moțiune simplă, când știți regulamentul, bănuiesc, sunteți de ceva vreme pe aici prin Parlament, ar trebui să vorbiți despre chestiuni de politică internă, despre minister și nu vorbiți. Iar când veniți și prezentați moțiunea, vorbiți cu totul altceva decât ceea ce a scris în moțiune. Sigur, domnul Drulă ține morțiși să ne spună el cum stă treaba cu transparența, cu corectitudinea și cu demnitatea. El singurul membru al Guvernului din ultimii 30 de ani, căruia i-a crescut averea de 5 ori în timpul mandatului de ministru, iar investițiile de 100 de ori. Și încă ceva, domnule Drulă, mai ușor cu chipiul păscării. În ceea ce îi privește pe fugarii din PNL, care vorbesc despre hoție cu atâta patos, văd paiul din ochiul altora, dar nu și bârna din ochiul lor. Dați lecții de moralitate altora și pozați în imaculați. Nu e frumos, domnule Anton Întănase. Nu e frumos că dumneavoastră să vorbiți de hoție. Nu e frumos. În încheiere, o să mai fac o singură mențiune referitoare la Schengen. Pentru că ați avut tupeul să vorbiți tocmai voi, cei de la USR, despre acest obiectiv de țară al României. România a fost și este pe deplin pregătită din punct de vedere tehnic pentru aderarea la spațiul Schengen. Și acesta este un adevăr care s-a reflectat în rapoartele misiunilor de evaluare, în aprecierele și susținerea înalților oficiali europeni și mai ales în votul de încredere dat de majoritatea covârșitoare a statelor membre la Consiliul Jai din decembrie anul trecut. Felicit încă o dată aici în fața dumneavoastră structurile Ministerului Afacerilor Interne pentru eforturile pe care le-au depus și pentru contribuția lor reflectată în acest vot majoritar pozitiv. O țară întreagă a înțeles că Austria a nedreptățit România. Și am văzut cu toții reacțiile românilor de rând. Știți cine nu a înțeles? Evident, USR nu a înțeles că de obicei nimic în afara scandalului, a sabotajului, a ponegririi iraționale a propriei țări. Nici până acum nu ne-a spus domnul Drulă cum v-ați permis dumneavoastră, ca om politic și ca parlamentar român, să impuneți mesaje anti-Schengen în punctajul de partid. De ce era obligatoriu ca membrii dumneavoastră să dea în mod continuu mesaje negative despre instituțiile cu rol activ în aderarea României la spațiul Schengen? Și aveți nesimțirea să veniți aici și să ne spuneți că iubiți România. Cu toate aceste minciuni și acțiuni antiromânești, v-ați făcut de râs aici, în țară. Că atunci când a spus românilor că mandatul vostru nu e scoaterea României din criză, vă aduceți aminte, domnul Barna, și-a sfugit în mod rușinos de la guvernare. Însă, cu toate aceste mesaje concertate pe Schengen, cu tentativa blocării legilor justiției și a ridicării MCV pentru România, precum și cu toate aceste atacuri absurde asupra instituțiilor, ați făcut de râs România în fața partenerilor noștri externi. De când, cu dezertarea voastră din guvern, poate rebranding-ul trebuia să fie ceva mai descriptiv, să arate implicarea în acest demers al României. Uniunea sabotăm România ar fi fost, deci, mai potrivit. Punctul ne arată doar
că ați terminat cu politica și că atâta s-a putut. De aceea, domnilor de la USR, punct și Forța Dreptei, oricât m-ați atacat, s-a atacat Partidul Național Liberal și oricâte moțiuni cu dedicație ați depune, nu o să deveniți mai relevanți, pentru că ați rămas doar o oaste de strânsură, o mână de dezertori din guvern sau din propriul partid. Sunteți doar zgomot, ipocrizie și minciuni în cădere liberă. Pentru voi totul este o vânătoare politică construită în jurul meu de data aceasta. Voi aveți adevărul vostru pe care îl prezentați și nimeni nu are dreptul să-l conteste. Dați verdicte uitând că doar justiția o poate face. Am încredere în justiție și nimeni nu poate fi mai presus de lege în această țară.